Ce faci tu aici? Da. Veșnicele gunoaie, din păcate, dar aici e gunoaie, gunoaie. Și e foarte scăzut lacul. Să vedem ce, dacă reușim să prindem ceva în zona asta, dacă nu ne mutăm. Trebuie să mănânce. Mamă, dar ai scăzut rău. Rău de tot, să știi. Dar știi care e problema? În câteva zile a scăzut așa tare. A scăzut apa, deci știi cum e, brutal. Mai stau și eu, dacă... Păi da. Dacă mai stați voi, mai să încep să vorbesc. Da, hopa! Copil? Atac! Da? Fix acolo. Ha? Da, dar cred că e mic. E mic. Unde ce? Păi mic, e foarte mic. Ia să vedem dacă ești Trump sau biban. E biban. Cum zice că... Brichetă. Știu, uite-o că culoarea asta e ce trebuie. Ce ai dat? Motor oil? Motor oil cu glitter roșu. Eram sigur. Standard. Eram sigur. Primul. Primul. Să mai dau și eu dacă voi mai stați. Stau și eu cu voi pe tine. Așa am plecat la peste cu voi, să mă distrez. Da. Acolo sunt. Am mai prins unul. Pe unde ți-am pus? Ai zis, da, hai să dau. Da, cred că sunt grămadă acolo. Da, sunt mici. Da, zis. Și un pic mai mare, un pic, o idee. A, da, doar cum ești distractiv și ăștia. Cu ce gram ai dat? 2 grame. Încă unul. E, cred că, frate-so. Brother from the same mother. Acum îl scot. Acum. Am văzut că ai și înaintaj la el. Da, îmi pun fluor carbon de 0,18. Ce e? Îmi pun 18, 0,18. Oh! A dat, Ca lumea. Mi-a... Hop, gata. Mi-a retezat și unul de ăsta. Am colit strapul. Ha. Da. 3. Facem colecție. Încă unul. Acolo, da. În față. De excruție. Cum de nu ți-ai luat bățul? Nu, am venit de la muncă, acum am oprit sală. Da, uite, am dat mâna cu tine. După partea aia am luat mulți și mari. Ai luat aici mai... nu mai dea nici. Da, uite, dăștea. Da, numai dăștea. Am luat și mai... Brichete. Și e al patrulea. E cât boblerul ăla care l-ai pierdut aproape. Da. O bună. În partea aia și numai în lapă mică, acum la mână. Am dat. Pe mâi, pe fundă tot îi dau. Ce greu ta pe viață? Un gram. Ia uite. Mamă, nici nu e, nici nu se vede la vârf. Auzi, l-am adus până aici de l-am văzut el. E greu. E strapazan. Ah, am luat. Mamă, ăsta e pix. Da, e săracul. Lasă să crească, se face de 5 kg. M-a agățat ceva. Da,
Ai, serios, e parașută? Da. Aoleo. E parașută, are și un biban mort sau bolos. Și e biban mare. A, păcat de el. Ce frumos era. Da, la ordinea zi. Mai e alt. Da. Am fost norocosul. Mă duc în partea alta. Mă chinui să dau acolo. Mi-e frică să nu dau peste băiatul ăla. Trecem în partea asta alta unde este peștele. Mă chinui să arunc în locul ăla și nu reușesc. Acum biban după biban. Hai să-i scoatem. Provoacă... A, mă înțeleg. Mamă, ce-a atacat piticul ăsta? Crezut că-i dită mai bibanul. Ce mic. Mai de mult foloseam o gumă pe canalul ăla. De la Elbeitz. Grăsan, așa. Prindeam strap și biban mare la ea. Stop aici. Atunci. Mamă, ăsta e, mă. Eu am zis că guma face diferența. Pus una mai mare. A intrat și un biban mai mare. Nu e mare, dar în față de brichetele alea e foarte bine. Este... incredibil câte dungi are bibanul ăsta. Băi, uite, zici tu cum e colorat bibanul ăsta. Uite. Cel mai ciudat colorat pe care l-am văzut până acum. Uite, are 2, 4, 6, 8, 10, 11 dungi pe un biban. Atât. Mamă, ați mai văzut biban așa? Ce culoare! Foarte tare, tigru ăsta. Super tare. Du-te. Înmulțește-te, mai fă alții ca tine, care arăți bine. Ai gene bune. Ăla-i. Altul mic. A, ce-a dat ăsta. Mamă, cât m-am chinuit să salvez bibanul ăsta. Gata. Atât pe ziua de astăzi. Gata, partida de astăzi a fost una cu mulți mărunți. Cel puțin am văzut culoarea peștelui. M-a relaxat pentru 2 ore. Se putea și mai bine, dar se putea și mai rău. Oricum, mai urmează și alte partide. Dacă vreți să urmăriți, nu uitați să vă abonați și ne vedem joia viitoare, ca de obicei, la ora 10. Salut!